Divizionara C Olimpia Râmnicu Sărat rămâne cu 3 puncte în ierarhia Ligii a 3-a după primele două jocuri din actuala stagiune a campionatului. După victoria obținută pe teren propriu, scor 1-0 cu Petro Tub Roman în runda inaugurală, jucătorii antrenați de Marius Stârlă au înregistrat un eșec în deplasare, pierzând în fața celor de la Bucovina Rădăuți cu același scor. Singurul gol al partidei a fost marcat în minutul 96. O înfrângere dureroasă, ținând cont de minutul în care am primit gol. Meritat ar fi fost un rezultat nul, nici o echipă nu cred că ar fi meritat cele 3 puncte, ținând cont de evoluția pe parcursul celor 90 de minute. Una peste alta, puțin dezamăgit așa de faptul că n-a reușit să luăm măcar un punct și acum ne ducem la Panciu cu gândul de a lua toate cele 3 puncte puse în joc. Tehnicianul râmnicenilor, Marius Stârlă, nu a dorit să comenteze arbitrajul, deși potrivit altor oficiale echipei, centralul ar fi influențat rezultatul partidei de la Rădăuți. Antrenorul Olimpiei este cu gândul la următorul meci cu FC Panciu, dispută pe care râmnicenii o vor tranșa tot în deplasare. Maniera de arbitraj tipic pentru seria asta pe Moldova. Un arbitraj, să zic așa, șmecheresc, a arătat 3 minute de prelungire și a întins partida până minutul 97, a tolerat mizeriile adversarilor în jur, scăpături, amenințări și jocul dur, plus asistenții au comis două greșeli impardonabile pentru nivelul ăsta, să nu mai zic și de un penalti neacordat. Deși nu au efectuat transferuri răsunătoare în pauza competițională din vară, râmnicenii sunt mulțumiți de aspectul primelor două jocuri din Liga a 3-a. Olimpia a promovat la echipa mare mai mulți jucători tineri din propria pepinieră, care au fost folosiți în primele runde ale campionatului. Cum s-au descurcat jucătorii tineri pe care le aveți din propria pepinieră, pe care le-ați promovat la prima echipă înaintea debutului oficial? Foarte bine. De la joc la joc se vede că se prind mai mult curaj în ei și au început să aibă și realizări pe parcursul jocului. Vineri, gruparea râmniceană va evolua pe terenul formației FC Panciu. Înaintea confruntării directe, Olimpia Râmnicu Sărat ocupă a 7-a treaptă a clasamentului cu 3 puncte, timp ce echipa din Panciu este pe locul 12 cu un singur punct.